Bun găsit, stimați telespectatori, vă spune Teodor Curpaș la o nouă emisiune, Glasul Bisericii. O emisiune cu un generic extraordinar de frumos, un generic care deja este cunoscut în țară. Această emisiune o puteți urmări duminică de la ora 17, luni de la ora 14 și miercuri de la ora 11 și promit că la un moment în care eu pot să introduc o emisiune atunci când doresc eu, va fi aceasta. Și am să vă spun pe parcurs de ce. Stimați telespectatori, am venit într-o localitate pe care am vizitat-o atunci când lucram la inspectoratul școlar. N-am mai fost de mulți ani în Babța. Suntem, deci, în localitatea Babța, suntem la noua biserică ortodoxă de aici, suntem prin bunăvoința unui preot pe care îl stimez și începând de astăzi mărturisesc că mi-e drag inimii mele pentru tot ce a făcut. Este vorba de preotul Valentin Bota, pe care îl stimez pentru chemarea pe care o are, pentru pasiune, pentru dăruire, pentru har, pentru darul de a fi atât de apropiat de niște credincioși cu un suflet cât biserica. Am văzut astăzi, stimați telespectatori, niște oameni deosebiți și am să rog pe Părintele Valentin să mă accepte cu o discuție pe care vreau să o închec cu dânsul. Părinte, vreau să încep cu cea mai scurtă rugăciune. Doamne ajută! Hristos a înviat și bine ați venit! Părinte, vă mulțumesc că v-ați făcut timp de televiziunea de Nord-Vest, care nu e o televiziune de aici de colea, e chiar zdravână, e puternică. Vă felicităm și sperăm are, să vă întăriți și mai tare. Are, mulțumim mult, are și un ziar puternic și aș vrea să fiți prietenul nostru apropiat, pentru că v-am întins o mână și să fie și răspunsul. De azi, înainte, de azi înainte să știți că aveți doi prieteni puternici. Vă mulțumim. Părinte, v-aș întreba, de când lucrați aici? Lucrez din 2000, mai precis, chiar din ziua de bună vestire. Atunci am fost trimis aici și în acea zi, deși nu sunt de pe aceste meleaguri, știu, sunt băbțan, cu trup și suflet. Și începuturile, ca orice tânăr student, au fost cu puține emoții și greutăți, dar eu, provenind dintr-o familie de preoți din Munții Apuseni, am crescut într-o parohie cam ca aceasta. Tatăl meu, preotul Gheorghe, care acum este la ceruri, Dumnezeu să-l odihnească. Să-l ierte Dumnezeu să-l odihnească. După Revoluție a fost ales protopop de Câmpeni. Și a plecat din parohia respectivă. Eu fiind de la o vârstă mai mică, am dus dorul unui asemenea mediu. Și când am ajuns aici, am simțit cam ceea ce simțisem în copilărie, crescând în satul acela din Munții Apuseni, Mușca. Un sat frumos și drag sufletului meu. Și ori de câte ori mă visez acasă, mă visez acolo. Și lucrul acesta m-a făcut să îmi doresc să stau aici și în mod special să fac ceva pentru oamenii de aici. Dacă am putința și Dumnezeu ajută. Părinte, așa frumos ați vorbit despre dumneavoastră, încât mă obligați să merg mai departe. Sunteți dintr-o zonă unde credința este la loc de frunte. Da. Zona aceea cu Câmpeni, cu Gârda, Arieșeni, este o zonă de moți, de niște oameni extraordinari, niște oameni fantastici pe care i-am cunoscut personal. Eu am terminat liceul la Beiuș și am avut foarte mulți colegi din zona aceea. Erau cei mai credincioși oameni. Și sigur, dacă proveniți dintr-o familie, merge din tată în fiu și aveți un trecut extraordinar.
și lucrurile acestea au rămas atașate sufletului dumneavoastră oricum. Și îmi place că îi pomeniți cu atâta recunoștință. Părinte, am asistat astăzi la o slujbă deosebit de frumoasă. Chiar deosebit de frumoasă. I-am văzut pe credincioși și dumneavoastră în biserică niște oameni extraordinari. Iertați-mă că vă întreb, acum de când slujiți aici, ați reușit să-i cunoașteți cu gânduri, cu împliniri, cu bucurii, cu necazuri, pe toți. Cu ce se ocupă? Cu ce se ocupă oamenii aceștia? Din ce trăiesc? Unde lucrează? Și care este nivelul de trai al locuitorilor ortodoxi, vorbesc, din Babța, comparativ cu alte zone ale județului? Oamenii de aici sunt oameni foarte harnici. Și înainte de a-i caracteriza, aș vrea să vă spun că mă bucur că Dumnezeu m-a trimis într-un asemenea mediu. Pentru că în clipa în care am ajuns și i-am cunoscut, mi-am dat seama că împreună cu dânsii putem să facem lucruri frumoase. Ei trăiesc cum trăiește tot românul de la țară. În mare parte, ocupația lor este pensia. Cum spune un coratul de-a meu mai glumeț, eu sunt pensionar de stat, nu mai trebuie să fac nimic, îmi dă statul bani. Au fost oameni harnici, au lucrat prin toată țara aceasta și în mare parte sursa dânșilor de venit cam aceasta este, pentru că este un sat îmbătrânit. După Revoluție, tineretul a plecat din sat, cei vrednici au plecat din sat la muncă în străinătate. Acest lucru a durat cam 15 ani, iar în ultimii ani o parte din tinerii au rămas în sat. Se grupează foarte greu în jurul vieții de familie aici, pentru că neavând niciun venit decât doar agricultura. Și știm prea bine ce înseamnă agricultura la ora asta și zootehnia pentru un om simplu, fără multe dotări, utilaje și așa mai departe, e destul de greu, dar moștenesc virtutea părinților și încrâncenarea lor și ambiția lor și nădăjduiesc că o să reușească până la urmă. Deci, în concluzie, o mare parte sunt pensionari și foarte puțini sunt tineri care s-au grupat în jurul unei microferme de oi, vaci, capre și ceva agricultură mare, cereale. Dar toate cu slăbiciunile și greutățile lor. Uitându-mă la clădirea aceasta, la construcția bisericii, îmi dau seama că oamenii de aici sunt exact așa cum a spus dumneavoastră. Din pensia lor au pus câte un pic și iată că ați ridicat biserica într-un timp record, spun, și cred că fără prea multe ajutoare. Istoria acestei construcții este puțin atipică, în sensul că eu când am venit în 2000 în Babța, n-am avut acest proiect. Biserica veche încă era destul de bine fixată și prin timp de 5 ani de zile, pe lângă regruparea credincioșilor, pentru că aici au fost niște mici sau mari probleme. Da. Ne-am ocupat și de biserica veche și după 5 ani de activitate am resfințit-o. Numai că s-a întâmplat ca terenul din această zonă să înceapă să miște, să apară câteva falii, au căzut și pur și simplu s-au îngropat câteva case și afectată a fost și biserica veche. Biserica nouă este foarte veche, are 100 de ani de existență. Numai că fundația a fost făcută greșit și de 40 și ceva de ani tot reparau pe ea, tot încercau să o consolideze.
Și la un moment dat, tot luptându-ne cu aceste slăbiciuni ale construcției, a venit gândul acesta, ce ar fi dacă am construit altă biserică. Gândul pe care l-am avut, am îndrăznit la un moment dat să-l rostesc cu voce tare și reacția a fost pe măsură. Vreo 10% au fost de acord, majoritatea spunându-și, uai, cât trăim noi, ne ajunge. Apoi de aceea vedem noi că cu noi se termină satul, fiind marea majoritate în vârstă. Însă, printre cei puțini, au fost oameni cu voință și cu un caracter puternic și, deși contrar obișnuințelor, și anume faptul că și parohiile din jur, cum este Hurezul, sau cele unde văd ei, unde au văzut construcții ale noilor biserici, unde durează de zeci de ani construcția acestor clădiri, i-am încurajat, aveți credință, dacă Dumnezeu vrea, se face din nimic. Și chiar din nimic a început, pentru că în clipa în care ne-am pornit cu gândul acesta, n-am avut nimic, chiar niciun ban pus deoparte, fiind o parohie cu lipsuri în care și-a revenit greu după Revoluție. Și Dumnezeu a adus câteva oportunități exact pe capacitățile dumnealor. Una dintre cele mai mari oportunități a fost posibilitatea de a participa la lucrări de curățare a pășunilor. Domnul primar, care ne-a ajutat foarte mult și a fost lângă noi, nu atât cu bani, ci cu idei de a face bani, ne-a oferit posibilitatea să facem acești bani și am ieșit cu mic, cu mare, la hotar, ca la Revoluție, cu săcure, cu furcă, cu coasă, care ce a avut pe acasă, ascuțit și tare. Și timp de o lună și ceva am curățat cam aproape întreaga suprafața pășunilor din sat. Bani cu care noi am cumpărat toți bolțarii și jumătate fier. Excepțional. Și într-un an de zile a fost biserica în sus. Știți, dacă efortul, cineva... efortul a fost pe măsură. Să nu vă imaginați că spinii au fost doar atâtica. Știu. Au fost spini care nu au fost curățați la Revoluție, erau de 2-3 metri. Și de multe ori bărbații ieșeau de sub spin, trebuia să intre sub ei să-i taie, ieșeau de sub spin plin de sânge. Deci eforturile lor, într-un fel, chiar dacă n-aș vrea să sunem macabru sau sinistru, pentru biserica aceasta s-a vărsat și sânge. Și fiecare a pus picătura lui la temile acestei construcții. Când faci un edificiu puternic, da, de rezistență, se face cu jertfă. Absolut. Eu îi apreciez și am văzut că acești credincioși știu ce înseamnă biserica pentru ei. V-aș întreba, foarte mult. Părinte, v-aș întreba, ei și-au dorit biserica și dumneavoastră ați dorit-o, pentru că altfel nici nu se făcea. Ce înseamnă biserica pentru dumneavoastră? Și pentru mine și pentru dânsi este un miracol. Cred că Dumnezeu nu putea să gândească un spațiu al său mai special. Și vă spun lucrul acesta pentru ca cel care ascultă taina multor inimi. Aici nu poți să vii oricum. Nici trupește, nici sufletește. Și credeți-mă, în toată misiunea mea pe care o am în sat, de a rezolva multe probleme și nu sunt doar în acestea fericite, gen boteze, petreceri și așa mai departe, ci sunt drame. Drame pornite de la patim, de la alcool, de la scandaluri și așa mai departe, de la avere. Misiunea mea în sat n-ar avea forța necesară dacă nu ar exista acest locaș special. De ce? Pentru că, indiferent cât de viclean sau de răutăcios ar fi omul, în fața crucii, în fața altarului, trebuie să se deschidă. Și de multe ori mi-a fost dat să încerc să împac doi oameni sau o familie sau între tineri, conflictul între generații, și n-am reușit prin vorbă acolo, în casă la ei. I-am adus în casa lui Dumnezeu. Ei, aici lucrurile s-au schimbat. Sigur. Și ceea ce oferă Dumnezeu
pe Sfântul Altar și jertfa pe care o săvârșește acolo este un miracol. Pentru că n-am reușit cu 1000 de cuvinte să îi conving să-și dea mâna să sărute, dar în clipa în care le-am pus între ei Sfânta Împărtășanie și am zis, dacă o doriți, trebuie să vă împăcați, s-a întâmplat acest miracol. Fără să-i mai împing eu de la spate. Și de aceea ei, ca și comunitate, și-au dorit enorm de mult acest spațiu și sperăm să-l facem, până la urmă, să-l împodobim după sufletul nostru. Să vă ajute Dumnezeu. Părinte, ați văzut că în ultimul timp a apărut răutatea, dușmania, ura, invidia. Oamenii nu mai sunt atât de atașați de prietenoși. Există această invidie. Te uiți la tribunal și vezi că se judecă tată și fiu. Doi frați între ei, pentru o brază de pământ sau pentru un pom. Biserica are un rol extraordinar. Exact despre ceea ce vorbeați dumneavoastră. Este foarte important. Chiar așa, am avut întâmplător odată cu întăbularea terenului de sub biserică, care a fost donat de către două familii ortodoxe și o familie greco-catolică. Discutam cu un avocat, un doamn avocat, și printre altele spuneam, de a ști pe cât i-am oprit să ajungă la dumneavoastră, la tribunal și așa mai departe. Dânsa în glumă zice, vă rog frumos să nu ne falimentați, lăsați-i să vină. Mi-ați răspuns extraordinar, părinte. Vreau să merg mai departe, am mai multe întrebări pentru dumneavoastră. Părinte, duminica obișnuiesc credincioșii să vină la dumneavoastră cu un bilețel și să vă roage să-L implorați pe Dumnezeu pentru sănătate, pentru reușite la examene, pentru călătorie, pentru vânzarea terenului, pentru o afacere. Vreau să vă întreb, credincioșii ăștia vin și cu mulțumiri aduse lui Dumnezeu pentru tot? S-au obișnuit? Știți de ce vă întreb? Am observat astăzi că acești oameni cunosc abecedarul credinței. Îl cunosc toți. Știți că atunci când dumneavoastră rostiți o serie de cuvinte, oamenii le rostesc deodată cu dumneavoastră. Țin parcă slujba alături de dumneavoastră. Vă răspunde, există un dialog extraordinar pe care dumneavoastră poate nu-l simțiți, așa că sunteți obișnuit. Dar eu, văzând atâtea biserici, am observat ceva deosebit aici. Vă răspunde lumea, formidabil. Da. Eu am avut profesor la Cluj, pe părintele Stanciu Vasile, profesor doctor Stanciu Vasile. Am auzit multe despre de care am fost foarte apropiat. Am avut șansa să am o educație cât de cât muzicală în timpul seminarului și a facultății, un pian și puțin conservator. Și cu toate acestea, dânsul ne atragea atenția să nu exagerăm în biserică cu tot felul de compoziții muzicale și coruri cât mai elaborate, ci Sfânta Liturghie să rămână simplă, în care, cât mai simplă și în care să participe fiecare credincios cu buzele și cu sufletul. Pentru că este un lucru mare ca omul să rostească cuvântul lui Dumnezeu pe buze. Lucrează enorm de mult și în mod special îl unește cu celălalt. Muzica este un dar divin și are și darul acesta de a crea o unitate sufletească extraordinară. Și din acest motiv nu am schimbat absolut nimic din ceea ce am găsit. Așa am găsit tradiția aici, așa am găsit ritualul și sper să v-ați pot acumătă dumneavoastră, da, după ei. Eu venisem cu pianul, biblioteca după mine, educat să schimb lumea. Dar am ajuns rapid la o concluzie care mi-a schimbat planurile din punctul acesta de vedere.
ascultându-i și văzându-i cum se comportă ca un corp. Noi vorbim despre creștini ca fiind trupul lui Hristos și membri ai trupului lui Hristos. Ori ei, în timpul Sfintei Liturghii, nu fac altceva decât întregesc trupul lui Hristos, răspunzând toți într-un glas și într-un gând și într-un duh și o simțire. Lucrări și, da. Și simțire. De aceea, eu mă bucur pentru acest lucru și Dumnezeu să-i țină. Mulțumesc mult, Părinte, pentru răspunsul ăsta frumos. Vreau să vă întreb, de multe ori pronunțați, de fapt, în fiecare duminică, la fiecare slujbă, fericiți cei săraci cu Duhul, fericiți cei ce plâng, ce flămânzesc, cei milostivi, cei curați cu inima, că plata lor va fi multă în ceruri. Da. Chiar așa să fie. Eu nădăjduiesc că așa va fi, de altfel, nu numai fericirile pentru mine sunt un mod de a promite împărăția cerului, ci ori de câte ori după slujbe sau pentru serviciile liturgice pe care le săvârșesc, vin să mă răsplătească financiar, îi refuz politicos și le spun, dragul meu, plata va fi în ceruri. O să ne întâlnim acolo și acolo o să vă cer plată. Da, frumos. Se spune că atunci când iubești, poți și ierta. Înseamnă că putem spune că iubirea este una cu... sau iertarea este una cu neiubirea. În teorie așa este, însă iertarea cere mult efort și mult sacrificiu. De regulă, după o viață întreagă, sau nu neapărat după o viață întreagă, după o experiență neplăcută, iertarea este cel mai greu lucru pe care un om poate să-l facă de semenul, față de semenul său. Dar trebuie să-l facă. Și în această nesiguranță sau bâjbâiala lui, vine Dumnezeu și spune categoric, na, dacă nu ierți, nu vei fi iertat. Scurt și la subiect. Și, repet, chiar dacă în lume chipul semenului tău care te-a jignit sau ți-a făcut rău, te îndeamnă la răzbunare sau la neiertare, în fața altarului, Dumnezeu vine și îți amintește de fiecare dată. Eu așa sunt este. Cel ce iert, eu sunt cel ce judec, tu iartă. De aceea, dați-le un sfat credincioșilor, că înainte de a intra în biserică, să stea câteva secunde în fața ușii, să se gândească la cel căruia îi poartă o dușmănie cât de cât, și să încerce, intrând în biserică, să-l ierte. În rânduiala veche a bisericii există acest ritual, în mod special în Săptămâna Luminată, în Munții Apuseni, la mine se mai practică. În clipa în care intră în biserică în Săptămâna Luminată, se sărută unul pe celălalt, de trei ori, rostind Hristos a înviat în fața icoanei. Am făcut și eu acest lucru, uneori de silă, adică de silă, obligându-i pe doi sau trei ranchiunoși unul pe celălalt, să facă obligatoriu acest ritual. Dar satul fiind mic sau potrivit de mare, marea majoritate sunt neamuri. Se iartă, se iubesc. Să vedeți la o petrecere cât de, ce veselie între dânsii și după câteva canceaua de vin, cât se strâng în brațe, nu mai e nevoie de nicio îmbrățișare în altă parte. Da. Părinte, aș vrea să vă întreb ceva mai puțin mai dificil. Putem spune că sufletul românesc, mă gândesc la o țară cu un suflet enorm, este o taină. Fiecare suflet este o taină. Adâncul sufletului nu-l cunoaște cât bunul Dumnezeu. Și taina asta mare, sunteți de acord că poate să schimbe fața țării și mersul țării? Este singurul care poate. Categoric.
Categoric. Din păcate, n-aș putea vorbi despre nivelul întregii țări, despre experiența celorlalte zone, dar despre pământul meu, cel în care eu locuiesc, aici. Ce am constatat este un pic trist. Sufletul românesc sau sufletul românului a fost ispitit de modernitate cu poate cea mai parșivă a fața ei, și anume bunăstarea, stârnând lăcomia. Noi am fost scoși din matca noastră existențială și suntem obligați să ajungem la mastodonturi de gen fermă de porci, fermă de pui, care nu văd lumina zilei, nu văd lumina soarelui. Oamenii constrânși în mod special să se adapteze la aceste realități care nu sunt după sufletul nostru. Și toate acestea au adus puțină urâțenie sufletul românului. Dar e ceva acolo ancestral care este fantastic. La un moment dat, românul are puterea să zică ho, până ce. Deci, lasă toate, tot ceea ce se întâmplă, Europa, ordine și așa mai departe, nu, nu, nu. Ce a fost din moș trămoș, pune pălinca pe masă, ptita și clisa și zice gata, ne întoarcem din neam pornit. Să știți. Odată ce au gustat, trupește și sufletește, din produsul frumos ambalat, dar fără esență și energie pentru sufletul lui și pentru trupul lui, a doua oară nu se mai atinge. Credeți-mă. Și nădăjduiesc că după ce trece această euforie sau această magie a imaginii frumoase și vor descoperi ce se află în spatele ei, care nu este totdeauna valoros sau de valoare, se vor întoarce din nou la matca lor și la tradițiile lor și la ceea ce a ținut 2000 de ani în picioare. Oare se vor întoarce, părinte? Categoric. Eu nădăjduiesc. De aceea am și doresc, să, de exemplu, să construiesc pentru copii aici, în fața bisericii, veșnicia neamului românesc, care înseamnă o casă tradițională. Nu o super clădire cu piscină. Am înțeles. Și o căsuță tradițională unde să intre și să se redescopere ca neam. Altă formă de a conserva sau de a perpetua identitatea nu există. Așa a vorbit Preasfințitul Iustin la emisiunea pe care am făcut-o cu dumnealui. Dar mai spunea ceva. Spunea că noi, ortodoxi și români în general, că noi suntem un stat ortodox. Da. Să înțeleagă toată lumea treaba asta. O spun că ne vede atâta lume. Ortodoxia este atât de puternică încât nu ne dăm noi seama. Dar spunea că noi suntem mai blajini, mai calmi, mai liniștiți și ne dăm seama de necazuri numai când vine o furtună mare, cu valuri mari și să ne așteptăm valurile. Și vedeți că sunt, de exemplu, legea asta a retrocedărilor, care este o tâmpenie, iertați-mă că o spun în biserică, e o tâmpenie, e un lucru care îi face pe ne ia lucrurile lucrate de poporul ăsta, scoți credincioșii din biserică, scoți copiii din școală, încă așa ceva nu s-a mai pomenit. Până când? Să nu vă închipuiți că poporul ăsta este atât de răbdător. Nu. Poporul ăsta, când spune cuvântul, apoi și îl spune. Categoric. Părinte, suntem în 2014, a început campania electorală, mie nu-mi place deloc. Vă spun sincer. Sunt ai noștri. Da, noi votăm, bun, răi, ăia sunt. V-aș întreba, nu întreb pe altcineva decât pe preoți. Pentru că preoțul pentru mine înseamnă enorm de mult. Preotul, de când e lumea, preotul și dascălul, a adus lumina. I-a făcut pe oameni mai înțelepți, mai buni, mai trainici, mai umani. Părinte, după dumneavoastră, cum ar trebui să arate un președinte de țară? Că urmează azi mâine să ne alegem președintele. Cum ar trebui să arate un președinte de țară? Ce calități, ce trăsături de caracter, ce,
ce trăiri ar trebui să aibă un președinte de țară după dumneavoastră? Grea întrebare, să știți. Dar președinte de țară, dacă îmi permiteți, ar trebui să fie precum un tată. Ce frumos! Și este... Vedeți că și tații sunt diferiți, părinte. Un tată adevărat care strânge pe fiul la piept. Hristos avea la un moment dat un conflict cu doi verișori de-ai lui care îi cereau demnități în Săptămâna Mare, Iacob și Ioan. Și ca să-i lămurească și în faptă și în cuvânt, face un gest enorm. Le spală picioarele la ucenici și le spune, zice, dacă vreți să fiți ai mei și următorii mei, trebuie să faceți și voi la fel. Cine vrea să fie întâiul, trebuie să fie slujitorul tuturor. Acestea sunt, în mare parte, am spune noi, așa, idealuri. Dar orice om se poate strădui că atunci când este într-o demnitate importantă și mai ales specială, cum poate să fie președintele țării, cred că acesta este președintele pe care oamenii și l-ar dori. Cel care știe toate grijile și greutățile țării și este prezent acolo unde nu te aștepți. Am reținut. Deci trebuie să fie un bun creștin. Categoric. Să-și iubească poporul, neamul, da. Și să poată să-l reprezinte. Categoric. Nu punem orice terchea, berchea, să ne fie rușine de el și care nu simte nimic cu poporul ăsta. Să gâlceavă, ceartă, zău, eu m-am săturat. Să-i văd... Și oamenii s-au săturat, dar în democrație este dictatura legii. Da. Și legea așa uneori este. Are limitele ei. Părinte, dacă n-ați fi un om atât de bogat sufletește și cu atâtea cunoștințe și cu carte făcută ca lumea, poate nu v-aș întreba. Dar acum vă întreb. Închipuiți-vă că avem un dialog cu părinții noștri, cu generația trecută. Cu tații noștri, că vorbeați de tată, cu mamele, cu bunicii. Ce am putea să le reproșăm noi, oamenilor acelora? De reproșat? Oare am avea de reproșat? Ca fi niciodată nu avem de reproșat părinților noștri nimic. Cred, poate, doar slăbiciunea aceasta de a fi păcăliți de vremuri. Dacă noi am fost tineri atunci când timpurile s-au schimbat, ei au fost în virtutea puterilor. Pe tineri îi amăgești cu tinerețea și cu distracția sau, mă rog, cu mirajul lumii noi. Dar pe cei care sunt trecuți prin viață nu cad așa ușor în această plasă. Poate au cedat prea ușor în fața acestor amăgiri. Au avut calități extraordinare, oricum. Categoric. Cu mult mai demn decât noi. Categoric. Cu mai multă tărie și sufletească, dar și demnitate. Dar aveau și niște preocupări sau obiceiuri pe care nu le mai avem. Nu, și le regretă. Să săruți mâna părintelui, să te apleci în fața lui. Acum mă uit la tineri ăștia, să mă ierte cine ne vede și ne aude și se găsește în ceea ce spun, se regăsesc. Intră copilul, nici nu-l salută pe părinte, toate la dispoziție, las că face mama, face tata, nu sunt probleme, nu are nicio problemă. Școala a decăzut, părinte, educația. Și singura educație care se face cu adevărat este biserica. Părinte, știți mai bine decât mine că poporul acesta, într-un sondaj, dintre toate instituțiile care funcționează în România, și-a ales o singură instituție în care are încredere, e biserica. Restul, guvern, parlament și nu mai contează pentru popor.
Nu mai contează. Oamenii vorbesc cu o distanță extraordinar de mare față de ei. Singura care adună oamenii, nu îi împrăștie, este biserica. Și spuneam mai înainte că biserica este capabilă, aptă să-i facă pe oameni mai buni. Și aveți o misiune, și bine a zis mai înainte, nu v-am întrerupt, că aveți o misiune. Spune foarte mulți oameni că preoția este ceva, o meserie. Nu e adevărat. Este o chemare, este o misiune, este, eu spun, o dăruire. Vedeți, oamenii spun, păi ce face preotul? Vine duminica și 3 ore ne ține o slujbă. Dacă ar ști ce e în sufletul unui preot care dimineața face botez și bucuros radiază de fericire alături de tinerii care au un copil și după masa face mormântare și trăirile lui sufletești sunt atât de dure alături de cei care își plâng pe cei plecați și asta pun o amprentă pe sufletul preotului. Categoric. Cu timpul se vede. Eu spun că rămâneți preoții o categorie de oameni cu totul aparte, care meritați toată stima, toată recunoștința oamenilor. Vedeți, Părinte, am vrut să vă întreb, mergeți pe stradă, vă văd oamenii, vin la dumneavoastră, abia așteaptă să vorbească cu dumneavoastră. Ce vă întreabă oamenii? Că ei spun sufletul pe palme, ei spun totul, vi-l spune dumneavoastră și cere un sfat. Și întotdeauna aveți puterea să-i dați un sfat pe care să-l urmeze și sfaturi bune. În primul rând, poporul român și-a pus încrederea în biserică pentru că el aici se simte acasă. Și este poate singura rădăcină care de 2000 de ani e vie și nu s-a uscat niciodată. Să sperăm că nu o să dezamăgim niciodată noi ca și administrație bisericească. Cât privește relația cu oamenii și activitatea preotului, într-adevăr, nu știu multe din ceea ce face preotul. Ne văd doar aici, în fața altarului sau la servicii publice, mormântări, cununii, boteze. Dar preotul, vă mărturisesc, merge și la 12 noapte acasă la om, merge și în zorii zilei, se pune în ipostaze pe care oamenii nici măcar nu le bănuiesc. Am avut de-a lungul celor 14 ani de practică preoțească. Mulți înainte, Părinte. Mulțumesc. Experiențe pe care nu pot să vi le spun aici, dar au fost momente realmente dramatice și nu unele, două, ci pe timp îndelungat, în care a trebuit să mă duc cu insistență în familia respectivă, pentru ca prin prezența mea și eventual prin ceea ce cunoștințele pe care le am să limpezez lucrurile acolo. Dramele prin care trec familiile la ora aceasta sunt de multe ori greu de suportat. Ți este greu să mergi într-o familie în care cei doi soți, de exemplu, se ceartă, ajung la violență fizică, au 2, 3, 4, 5 copii, vor să despartă, copilul plânge, celălalt e speriat. Reacțiile pe care le au în subconștientul lor copii și la cei predispun pe viitor. Amprentele care absolut. Sunt drame. Sunt drame de care noi nu suntem indiferenți. Poate nu avem pregătirea psihologică atât de aprofundată pentru aceste lucruri, dar mergem cu ceea ce poate are cea mai mare putere asupra omului, și anume Hristos, crucea Lui, învățătura Lui. Și în mare măsură, lucrurile revin pe făgașul normal. Ați amintit de cruce. Îmi vine în minte că dumneavoastră veniți în fața altarului și ridicați crucea și spuneți, sus avem inimile.
Ce să înțeleagă omul ăla din rândul al 14-lea? Ce înseamnă sus avem inimile? În fiecare clipă, inima noastră, aici este o, trebuie să fie la Dumnezeu, dar nu fizic. Sus este inima e o trăire. Simbolismul bucuriei a omului viu, a omului activ, a omului care lucrează în Hristos, în Dumnezeu. Omul care este jos, vorbea Hristos de semenul tău mai mic, cel de jos, este omul trist, omul depărtat de Dumnezeu. L-am întrebat și pe Preasfințitul în emisiune, l-am întrebat multe, să știți. Și îl apreciez, este cult, este extraordinar. L-am întrebat lucrul acesta. S-a gândit un pic și la urmă, după ce a dat o explicație, mi-a zis, domnule profesor, să știți că inima nu-i numai o bucată de carne care zvâgnește, că este o trăire, o dăruire. Și cui să o dăruiești dacă nu celui care absolut veghează asupra absolut ta? Întâmplarea face ca în facultate să iubesc foarte mult Maramureșul istoric și în seminar și facultate. Mi-am dorit enorm de mult să vin în asemenea mediu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât mi-am găsit o soție, soția tocmai din Maramureș. Nu din Maramureșul istoric, ci de aici, de aproape de la Rinești. Și exprimându-mi dorința față de Preasfântul Iustin, la un moment dat, cu o anumită întâmplare, a ținut minte și când a apărut problema Babța, nu terminasem încă facultatea, eram în anul 4, pe final, m-a sunat și m-a rugat să vin aici, să stau 5 ani, să rezolv problema și apoi să-mi permite să mergem mai departe sau în altă parte. Am venit, am găsit un loc minunat, oameni deosebiți, ceea ce v-aș spune o întâmplare puțin mai azlie, dar s-ar putea să nu cadreze cu momentul. Atât de deschiși au fost din primul moment, cât m-au îmbătat orte. Venind cu preotul, care a fost înaintea mea aici, m-a dus pe la unul, pe la altul, fiind în postul mare, în ajunul Bunevestirii, de mâncare mai puțin. Dar câte un pahar de vin sau pălincă. Învățat din casă, că nu e voie să refuzi când te duci prima dată la om, am tot luat câte un pic, dar la 25 de case s-a adunat dita mai. Și când am ajuns la casa parohială, m-am pus în pat, se învârtea tavanul cu mine și mă gândeam, bravo frate, Preasfințitul Iustin te-a trimis aici și prima ispravă a fost tembeți. Din clipa respectivă am pus punct acestui nărav personal, dar și unora dintre dânsii, pentru că preotul are puterea nu numai să dezlege, ci să și lege. Și ne-am pus pe treabă. Dumnezeu m-a binecuvântat cu un copil mai pe la începuturi și după ce am terminat această biserică, am cu hramul Sfântul Mucenic Gheorghe, între ghilimele spun, tot neamul meu din Munții Apuseni este sub pecetea Sfântului Gheorghe, și străbunice, și bunici, și tatăl, întâmplător și socru, și pruncul meu, deși nu știam că voi face această biserică, l-am rugat pe Dumnezeu că dacă vrea să mai dea ceva, nu am nevoie de sănătate sau de alte lucruri, îmi dea un prunc. Și a făcut în așa fel încât anul trec, astăzi, să se împlinească un an de când s-a născut cel de-al doilea copil, fetiță. Mulți înainte și cu sănătate, Mara Georgiana. Părinte. Mulțumesc. Ce frumos, Georgiana. Da, mi-a dat acest copil ca dar pentru biserică. Părinte, eu trec de la una la alta, că nu mai avem timp mult. Vreau să vă spun că de-a lungul istoriei țăranul român s-a jertfit, a dorit pământ, au murit pentru pământ, au fost împușcați, sfârtecați. Și iată că a venit vremea să avem pământ și acum se vinde pământul la străini și vom fi sclavi pe pământurile noastre. Spuneți-mi, oare țăranul ăsta român n-ar merita în țara asta să aibă o statuie, o statuie demnă de țăran, nu gârbovit și trage un rucsac după el? N-am văzut nicăieri în țară
o statuie a țăranului român. Da. Și spun lucrul acesta, poate că județul nostru va fi în stare să facă o astfel de statuie, că merită, că e talpa țării. Ăștia duc țara mai departe. Mi-a dat o idee minunată. În fața casei o să punem un țăran sculptat frumos. Foarte mult contează, părinte. Pământul este inima țăranului. Și, din păcate, se duce o luptă pe inima țăranului cumplită. Să sperăm totuși că se va trezi și își va da seama că e pe un drum greșit și va face ceea ce a făcut dintotdeauna. Părinte, dacă mâine ați câștiga la loto un milion de euro, mâine câștigați, ce ați face cu banii ăștia, părinte? Conjunctura mea mă face să fiu cât se poate de darnic. M-am gândit imediat, pentru că situația în care vă aflați și visul pe care îl aveți m-ar putea face să vă scoate din gânduri imediat. Da, cât mai darnic. Nu mi-am pus niciodată gândul acesta, deși mă păștea câteodată. Am fost ispitit. Acum 12 ani m-a trimis soția în satul mare să fac cumpărături de Crăciun. Și din obișnuința de la Cluj, nu am fost niciodată foarte strângător, o fire mai împrăștiată. Mi-au rămas vreo 2 lei, ceva de genul ăsta, și la Cluj aveam un obicei, ultimii bani închideam ochii, mă învârteam de 3 ori oată și unde mă opream cu privire, acolo intram și dacă puteam cumpăra ceva și terminam și gata, am terminat, mai am nimic pe suflet. S-a întâmplat să deschid ochii și am văzut loto. M-am dus acolo și am băgat pe doamna să-mi explice cum se joacă. Mi-a spus, zice, nu puteți cumpăra decât un singur bilet. L-am cumpărat, am pus datele familiei, culmea e că au ieșit numerele 4 la rând și început să îmi dea palpitații. Vai. Și de atunci n-am mai jucat și nici nu o să mai joc. Singurul meu dar sau singura dorință a mea este să am cât mai mult oamenii aceștia lângă mine, generația aceasta lângă mine, și valorează mai mult decât 1 milion de euro. Părinte, o singură întrebare vă mai pun, și anume, după 7 ani de Uniune Europeană, de când suntem în Uniunea Europeană, România are cel mai mic, cel mai slab nivel de trai. Deși suntem o țară mare, frumoasă, bogată, ne pleacă oameni cu pregătire, doctori, ingineri, preoți. Mulți preoți au plecat și au o misiune, cum spunea Preasfințitul, că acolo îi adună pe români în jurul lor. Să știți, am stat în Montreal 2 ani și am făcut un... venind de acolo, nu m-am putut acomoda. Toată familia e acolo. Soție, copii, nepoți, toți sunt acolo. Părinte, am făcut un almanah și pentru biserica din Montreal, biserica ortodoxă, și pe o poză am pus pe înalt Preasfințitul Iustinian. Și de desubt am scris un sfânt în viață. Am greșit, părinte? Nu. Nu. Mulțumesc. Să știți, e o treabă extraordinară. Pleacă tinerii noștri olimpici, capabili, merg și își pun mintea și inteligența pentru alții. E o marfă foarte bună. Ce bine spuneți. Pentru că așa când, sunt tratați. Când oare revenim și noi la normal? Nu vedeți dumneavoastră, suntem o țară care avem bogății în subteran, atât de multe, avem petrol și ne cumpărăm benzină în cât e mai scumpă decât în Germania. Ori salarul este la noi 250 de euro și iau 2500-1500. Știți de ce, cum este? De ce, părinte? Cine e vinovat? Cine? Noi. Pentru că în foarte multe momente, să mă ierte cei care mă ascultă, noi, cei care ne reprezintă, au negociat și în genunchi. N-au tratat cu demnitate
tot ceea ce există și neamul acesta. Poate suntem tributari unui balcanism și n-am avut răbdarea necesară să acționăm la timpul potrivit. Am văzut Polonia, când a fost acceptată în Comunitatea Europeană, într-un moment de o nobleță extraordinară. Ei au avut niște programe foarte bine puse la punct și n-au semnat până când nu și le-au atins. Era ultima zi în care trebuia să semneze acordul și nu știau ce să facă. Pentru că negociatorii lor erau fermi pe poziții demnitate. Și demnitate, fără a lăsa de la ei un centimetru. Părinte, mulțumesc mult pentru... E un răspuns formidabil. Asta e situația. Vreau să vă spun, părinte, că pentru mine discuția cu dumneavoastră, vă spun sincer, a fost o onoare. Și pentru o plăcere deosebită. Sunteți un preot... Cred că s-ar bucura multe localități să aibă asemenea preot. O spun peste pentru că la fel. Emisiunea asta este văzută de Preasfințitul, este văzută de autorități și o spun cu atâta larghețe încât ar trebui toți să-și îndrepte privirile spre dumneavoastră și spre terminarea acestei biserici și a casei despre care vorbeați, care nu este un lucru de lăsat în pace, ce trebuie făcut. Părinte, vreau să spun că aveți o pregătire deosebită. Vă stimez, în primul rând, și pentru calitatea de preot, dar și pentru pregătirea dumneavoastră, pentru felul de a ataca problemele, de a le dezvolta, de a le frământa, pentru că, discutând cu dumneavoastră, tot ce discutăm sunt adevărate lecții de educație. Este exact cum am spus cu un alt preasfințitul, l-am întrebat de ce predicile lui nu sunt tipărite ca să rămână pentru viitorime. Știți ce mi-a răspuns? Domnia ta, domnule profesor, eu vreau cuvintele mele să meargă direct la sufletul omului. Și după aia m-a apucat de mână și a spus, dar se tipăresc. Părinte, sincer, vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc multă sănătate dumneavoastră și familiei dumneavoastră, credincioșilor dumneavoastră că sunt extraordinari și chiar îi rog pe cei care ne văd să fie mereu lângă dumneavoastră, pentru că această unitate dă putere, dă forță și vă încurajează pe dumneavoastră spre a face lucruri bune pentru oamenii ăștia care merită. Am întâlnit niște oameni, așa cum am spus, nu-mi reta cuvintele, cu un suflet cât biserica. Și aveți o biserică mare, frumoasă, extraordinar. Vreau să vă spun că dorința mare a mea este ca succesele să vă însoțească în tot ce faceți dumneavoastră, pentru că meritați. Vă mulțumesc. Stimați telespectatori, cred că am fost pe placul dumneavoastră discutând cu preotul Valentin Bota, un om deosebit, n-am exagerat în aprecieri, pentru că așa este. Și dacă aș întreba pe oricare credincios din parohia dumnealui, mi-ar spune exact aceleași cuvinte. Îi mulțumesc mult și în numele dumneavoastră dați-mi voie să-i spun că este un om pe care trebuie să-l apreciem prin simțirile noastre, prin trăirile noastre alături de dumnealui și până la o nouă întâlnire, Teodor Curpaș vă spune la bună revedere!